Sezonul de schi a început cu probleme la Sinaia. O instalație de transport pe cablu s-a defectat, iar telegondola a urcat extrem de încet. Turiștii au fost nevoiți să se înarmeze cu răbdare pentru a ajunge la cota 2000, unde s-au bucurat însă de primele ture de schi or snowboard. Beyond the mountains unveils itself a place where hearts beat faster, where eyes open wider. Take a moment and look around you. This is Sinaia, the place between earth and sky. 9 pârtii, 7 pentru intermediari și avansați și 2 pentru începători sunt deschise în Sinaia. Este domeniul schiabil cu cea mai mare diferență de nivel din țară. Pistele pornesc de la cota 2000 și coboară până în stațiune. Tot aici se află și cea mai dificilă și abruptă pârtie din țară, Valea lui Carp. În acest an, administratorii au lăsat și pante înzăpezite pe care nu au bătătorit zăpada, special pentru cei care vor să facă freeride, adică să se dea în afara pârtiei. Pârtile sunt senzație. Pe cât ai reușit să te dai? De 3 ori, că e zăpada foarte bună. Am bătut în continuu, chiar și pe timp de viscol, pentru a scoate zăpada din garduri, pentru a lăsa să se adune și mai multă zăpadă. Din păcate, sezonul a început cu probleme. Un senzor de la gondola administrată de primărie s-a stricat, iar drumul de la cota 1400 la 2000, care în mod obișnuit se parcurge în 7 minute, a durat peste jumătate de oră. Prima tură sau? A doua, dar foarte prost și foarte greu. De ce? Pentru că nu merge instalația bine. Transportul pus la dispoziție de primărie, adică 2 telegondole și un telescaun care acoperă tot domeniul schiabil, costă 145 de lei pe zi pentru adulți și 100 pentru copii. Pentru acest sezon, primăria a instalat cu 70.000 de euro o bandă transportoare care îi duce în vârful pârtiei pe copii și pe începători. Există și transport privat din stațiune până în vârf, cu telecabina sau telescaunul, și este mai ieftin cu câteva zeci de lei decât cel de la stat. Totul este foarte decentralizat, fiecare are bucățica lui de care se ocupă, lucrurile nu se fac la comun. Ajuns să pleci acasă supărat și zici, mă duc în altă parte că este mult mai ok acolo. Turiștii care rămân totuși pe platoul Bucegilor sunt îndemnați la visare. Odată ajunși aici la cota 2000, turiștii încremenesc în fața peisajului. În depărtare pot admira Marea de Nori. Aici este soare, vântul bate destul de tare, cu 35 de km pe oră aproximativ, însă la picioarele lor se întind 9 pârtii perfecte. Jos, în stațiune, autoritățile locale au investit mai bine de 20 de milioane de euro pentru modernizări.